De cămașa ta. Să-mi spui cine ți-a spus o asemenea minciună și cum ai putut să crezi tu o asemenea minciună? Dacă e minciună, de ce te superi? Dar mă privește! Mă supăr când îmi place și cum îmi place! Te poftesc să nu te mai amesteci în afaceri care nu te privesc! Te rog foarte mult! Dacă ai ști cât am râs eu azi noapte... Ascultă, nu permit! Nu permit! Mă rog foarte mult să mă lăsați în pace! Walter este bun deocamdată. Nu uita, eu cu răposatul am dus o căsnicie model. Știu, Tani, numai vecinii să nu află. Mezomaj, superbă doamnă. Mezomaj, monsieur. Să știți că sunt supărată pe dumneavoastră. Să nu fiți supărată, doamnă, căci toate trec, toate se duc. Dar știu că în romanța aceea cu păsărelele, da. Domnule, n-am buscat aia de la șire, mi-ați dat cu 30 de lei, mai puțin la mine contează. Domnule Matac, eu știam că artiștii sunt sufletii. Da, dansați impecabil, aveți ritmul în sânge, sunteți dansator? Pardon, doamnă, eu sunt subdirector de bancă. Ah, moarte obosită. Eu sunt Icu Danicel. Zeta, nu uita să-mi dai adresa. Ce, te-ai supărat că adineauri ți-am spus că am râs? Dacă vrei să știi, am mințit. Am mințit pentru că, de fapt, am plâns. Am plâns ca o nebună când am auzit. Pentru că mi-era ciudă pe domnișoara. Că prea e frumoasă și prea are noroc. Să știi că dacă nu te uiți la mine, mă duc și mă schimb.